Bună seara, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în Scorpion. Etalare pentru jumătatea lunii august sau august-septembrie, poate și octombrie, cum vreți voi. Cum vreți, veți trăi și veți vedea mai bine zis. Etalările sunt pentru soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în Scorpion. Dar dacă simțiți că nu rezonați, nu intrați în panică, nici nu vă enervați, căutați la alte aspecte. Dacă sunteți soare, căutați la ascendent, la lună. Dacă sunteți lună, căutați la soare, la... eu știu, Venus, nodul nord, ce mai aveți voi prin alte zodii. Eventual etalările la alegeri și dacă nu și nu, asta e, căutați pe alt canal cu care rezonați mai bine, că sunt destule. În cazul în care aici nu găsiți, eu știu ce, confirmare. Însă vă recomand în tarot, încercați să vă confirmați evenimentele, situațiile, ideile, ci nu așteptați să... vă transmit, să vă programăm, da? Eu personal, cel puțin, mă feresc să fac așa ceva. Din seria cărților pe care o voi folosi. În timp ce am amestecat, a apărut Regina de Cupe. Puteți să fiți voi sau un alt semn de apă, pești sau rac. Este că Regina de Cupe foarte dezamăgită. Este tipic Scorpion. Scorpionii, în general, au venit cu o capacitate mare de a iubi, dar și o capacitate mare de a absorbi suferință. De ce? Ca să o transforme, pentru că e casa 8-a a morții și a renașterii. Poate cineva cu marcaj în semn de aer sau nu neapărat. Pur și simplu o dezamăgire, o neînțelegere, s-a comunicat într-un anume fel și s-a ajuns la un anume tip de durere. Ideea este că la capătul setului de cărți, ce aveți? Ce frumos! În primul și în primul rând, urmează, nu știți încă, vă zic eu, vă șoptez, nu știu încă timp. Acest lucru se manifestă variabil de la om la om, în funcție de harta sa natală. Dacă într-adevăr încă mai suferiți după cineva, urmează să vă vindecați. Eventual sunteți în proces de vindecare, într-o formă sau alta. Și această vindecare poate să vină prin voi, prin credință, sau printr-o nouă dragoste. Nu e obligatoriu să fie nouă dragoste la toată lumea, dar pentru unii este posibil să apară la un moment dat sau să se întrepătrundă acest moment cu ce urmează să descriu. O nouă dragoste. Un personaj care atrage atenția, vă atrage atenția, vrea să vă cucerească, vine cu această ofertă. Sau posibilitate de vindecare. Își dorește să schimbe energia dintre voi și dacă v-a părăsit... din niște motive, din niște responsabilități, din niște obligații, din cauza că n-a avut suficienți bani, își dorește să schimbe energia și să creeze cu răbdare 4 de bâte, stabilitate. E dispusă sau dispusă să se lupte pentru așa ceva. Pentru că steaua și soarele consideră, simte, presimte că este ceva predestinat. Interesant cum au curs mesajele și cum s-au așezat cărțile. Acum ce zodie? Sunt multe zodii. Toate zodiile sunt și aer și apă și pământ și foc am văzut. Ce am mai văzut la clarificatori? Am mai văzut asta. Male preot și regina de bâte. Oricineva, taur sau berbec săgetător leu. Aici balanță, gemeni, vărsător, pești, rac, scorpion. Și leu am văzut prin 6 de bâte sau săgetător sau berbec. Ideea este că posibil pentru unii să fie unul dintre voi, ori voi, ori persoana care vine, să vină oricum o educație aparte, cu o cultură aparte, ori cu o căsnicie. Însă există o mare pasiune, regina de bâte. Există o mare atracție sexuală. Ora cuiva față de voi, doamnelor, ori, eu știu, a cuiva față de cineva. Voi vă știți povestea, e etalare colectivă, nu e personală și vedeți ce reprezintă această regina de bâte pentru că este foarte atractivă, foarte sexy, foarte încrezătoare. Și atrage atenție. Căsătoriți, necăsătoriți, atrage atenție și probabil că se creează triunghi amoros, probabil că se creează, sau neapărat triunghi amoros, se creează dezamăgiri, probabil că frânge inimi. Dar, asta e, face parte din viață. Și iar apare căsătoria 10 de cupe. Dar apare și 5 de cupe, regrete, din cauza unor secrete, din cauza unei ocazii pierdute.
Și atunci cineva stă și se uită de la distanță și așteaptă și speră că se va manifesta un nou început. Da? Că cineva își va cere scuze și se va lupta. Vedeți voi. Nu mai așteptați în primul și în primul rând, nu mai așteptați scuze din partea nimănui. Ridicați-vă din orice ați fi, orice zodie, nu doar scorpion. Orice zodie. Nu așteptați scuze. Că vin, că nu vin. Vedeți? Viața se manifestă cu sau fără scuze. Și poate cineva să-și îndrepte comportamentul cu sau fără scuze. Nu știu, uneori stau și o să mă gândesc dacă chiar atât sunt importante scuzele. Da, ne cerem iertare față de Dumnezeu, față de, eu știu, Creator, fiecare cu ce crede, dar nu știu cât, stau și mă gândesc așa, ca omul, nu? Normal, cât mai este, cât și eu am așteptat scuze din partea unei, altuia. Nu știu cât de importante sunt scuzele, cât mai importantă este transformarea. Corectarea comportamentului, corectarea greșelii, aia e cea mai mare dovadă că cuiva îi pare rău de o situație neplăcută, nu? Și vrea să o repare. Dorința de a repara mi se pare mai importantă decât scuzele. Și vorbesc și eu după niște ani de experiență, niște ani de suferință, experiențe pozitive, negative, uneori da. Așteptăm scuze, dar îmi dau seama la vârsta asta că nu se merită. Să rămânem fixați în trecut doar pentru niște scuze. Așadar, mergem mai departe. Soarele mă vine să ascendent nodul nord în scorpion. Ia să mai stecă. Uite, vedeți, e un blocaj. Trebuie depășit, mental. O dată, de două ori, de trei ori și tăiem. Eliberați-vă. Asta e cartea scorpionilor. Eliberați-vă de emoțiile negative. Eliberați-vă de obsesii, de adicții. Poate balanță, poate capricorn, poate fecioară, poate alt semn de apă. Sunt aici, e o situație neplăcută. Poate alte semne de aer. E o situație, un contract toxic, e o karmă de care trebuie să vă eliberați. Doamne ajută! Am zis, tăiem cărțile. Cavalerul de bâte, da, aventurosul, atracția sexuală, 9 de monede, persoana independentă și 9 de cupe, persoana care se iubește, 9 și 9 și cavalerul de bâte. Tot spre Jupiter mă trimite. Probabil că la un moment dat, fiind frumoși și independenți, nu știu cine, frumos și independent și stabil, stabilă, persoane care vă iubiți, vă respectați, a apărut, ați atras atenția, ori voi, ori cineva v-a atras voi atenția, repet, variază, vedeți unde sunteți, ori cineva v-a atras atenția, ori voi atrageți atenția. Cuiva ați atras. Trecut, prezent, da? Cuiva. Care de sine, de fire, foarte aventuros, foarte sexy, foarte curajos, foarte îndrăzneț, experimental, aș spune. Probabil că a sperat ceva, 9 de cupe, a sperat ceva. Dar speranțele acelea au fost de pe termen scurt, în condițiile în care unul dintre cei doi este concentrat pe stabilitate, pe creștere spirituală, celălalt rămâne să se adapteze acestor condiții, nu cerințe. Era să zic cerințe, dar pe urmă s-a transformat în condiții. Acestor condiții. Dacă cavalerul se poate transforma în rege, regină, bine. Dacă nu, vaia con Dios. Acum, cine vine, pleacă, trebuie să învețe la un moment dat să și stea. Nu știu, o lecție aici. În prezent, 7 de bâte. Dacă ați avut parte de aventurieri, inclusiv femei, că și femeile sunt experimentale, unele, da? Blocați. 7 de bâte blochează. Blocați, vă protejați terenul. Apropo de teren,
Teren este aici la 9 de monede. Vă protejați și terenul și, eu știu, dorințele și realizările și respectul și visurile și ce mai vreți voi. Cavalerul de cupe și eremitul. O să clarificăm, evident. În prezent e o tăcere între voi și cineva, eremitul e tăcere, dar foarte necesară ca unul dintre voi să evolueze. Iar nouă. Probabil lucrurile astea se vor înțelege mai bine prin septembrie. Și nu mai mult până în septembrie. Nu știu acum cavalerul de cupe, pentru că ar putea să fie o altă persoană. Cavalerul de cupe să vină și să aline o atitudine, poate prea combativă, prea agresivă, prea sau defensivă. Aline sau să echilibreze între o persoană foarte activă și o persoană destul de pasivă, nu? De cupe și eremitul, ar spune. Pești fecioară, opoziția pești fecioară. O persoană nu musta e nu musta e pasivă, cât meditativă. Vedem la clarificări. Dar e interesant că apare acești 7 de bâte. Trebuie să vă creați granițe personale și scorpionii știu să le creeze în principiu. Pentru că au suferit. Și sincer, nu cred că vreți să suferiți niciunii. Orice zodia ați fi. Vedem. Voi știți, dacă cineva vă blochează, să voi încerca să blocați sau să vă protejați. În viitor, 10 de băte. Interesant. Temperanța. Am zis că vreți să vă vindecați, am zis de la început. Și se confirmă. Și am vorbit de echilibru, da? Cineva vrea să aline. Am vorbit de alinare și de echilibru, da? Vrea cineva să aline. Ori voi sunteți chemați. Interesant. Se echilibrează două forțe între voi. Una care ar vrea să experimenteze și alta care ar vrea să crească spiritual, să crească profesional, să manifeste stabilitate și lucruri valoroase, aș spune. Poate că sunt două tendințe în voi. În fine, ia uite și 8 de bâte. Ia uite, spre 10 de monede. Va fi o călătorie spre o casă, spre familie, spre un loc în care vă simțiți foarte bine și vă găsiți stabilitatea. Probabil că vă este dor de acest loc. Vă este dor de mama voastră, vă este dor de, eu știu, o femeie care... este un factor stabilizator în viața voastră. Da, și cu care vreți să colaborați. Pentru unii dintre voi, dar la capătul setului de cărți, 4 de bâte. Casa. Casa la care vă gândiți, probabil că vă gândiți cu regina de spade. Cum să vă creați casa mai frumoasă? Că și eu, vedeți că am unghiile nefăcute, sunt între două case, pe una urmează să o renovez. Nu știu voi ce faceți, dar poate că aveți de... interesant, de transformată o casă într-un cămin. Sunt noi drumuri pe care urmează să le parcurgeți. Dar toate, totuși, toate aceste noi drumuri duc către casă, către stabilitate. Poate lăsați o casă pentru altă casă. Poate lăsați un loc în care v-ați simțit o perioadă bine pentru un alt loc în care vă simțiți și mai bine. Doamne, ajută să mergeți de la bine la mai bine. Hai să clarificăm. Pentru că, în principiu, situația de acum, care nu e foarte activă, cavalerul de cupe, chiar dacă e un cavaler, e mai degrabă emoțional. 7 de bâte, deși sunt bâte, sunt defensive. Eremitul e meditativ, nu e prea activă, nu pare. Dar hai să vedem la clarificări, totuși. Aș mai spune în plus că e posibil, totuși, e posibil, interesant cum vine un alt mesaj, e posibil, totuși, un personaj care până mai ieri era
du-te vino pe drumuri. Eu știu, hai să vedem ce drumuri. Egipt, că e cavalerul de bâte, eu știu, Valencia, Paris, Milano, ce vreți voi. Am glumit. Poate nu fi glumă, poate fi un mesaj pentru cineva, dar până mai ieri tot călătorea de colo-colo. Întâlnește un personaj care are ceva, altceva. E și atractiv, dar e și stabil. Și pare că îi împlinește toate dorințele. În ce sens? Nu neapărat că îi împlinește, că este gata, s-a făcut, s-a pus la picioarele sale. Nu. Pare ideal. Poate chiar și este. Urmează de descoperit cât este de ideal. Sau ideală. Și spune că își schimbă atitudinea acest jucător. Da, jucător. Nu știu ce joacă. Poate și joacă acest cavaler de bâte. Își schimbă atitudinea, devine mai mai tăcut, meditează la visurile sale și își schimbă abordarea strict sexuală cu o abordare emoțională. Interesant. Față de personajul acesta mai special. Mie îmi place foarte mult nouă de monede, că este preîmpărăteasă. Bărbat, femeie, nu contează. E un personaj care știe ce vrea. Care a făcut destule. Și nu că și-a luat mașină acasă. Are realizări profesionale. Are, continuă să crească. E pe nou, e pe Jupiter. Continuă să crească. Ar părea că acest cavaler de bâte, acest personaj extravagant și, repet, experimental, să devină un pic mai defensiv, poate chiar cu, eu știu, cei pe care până mai ieri încerca să-i cucerească, acum mai ține la distanță. Interesant. Vrea să aibă pământul sub picioare, vrea să aibă o anumită bucată de pământ. Da? Poate că acest nouă de monede e un exemplu de stabilitate, de creștere spirituală. Ce ciudate mesaje. Încă n-am clarificat. Dacă persoana instabilă este blocată de persoana stabilă, nu vorbesc de stabilitate emoțională, ci de stabilitate conceptuală, probabil că dacă e blocat acest jucăuș, se va simți foarte consumat în... Se va consuma, va fierbe în suc propriu, aș spune. Se va consuma în acest erotism și sexualitate și magnetism neconsumată în această relație. Neconsumată pentru că e blocat. Și poate la un moment dat, tot fierbând, fierbând în sinea sa, acest jucător va învăța, sper, pentru că nouă e prezent și nouă și temperanța și eremitul, toate țin de învățătură. Va învăța să se calmeze, să se tempereze, să crească un pic vibrațional, emoțional, măcar mai aproape de acest nouă de monede, de acest ideal, de acest personaj. Cu capul pe pământ, dar cu idealuri înalte, aș spune. Cu capul pe pământ, dar cu idealuri înalte. Deci realizări și practice și conceptuale. Ideea este că da, după ce va învăța, sau veți învăța ambii, că sunt cel puțin două persoane, după ce veți învăța să vă vindecați, să aveți răbdare cu lucrurile, situația se va mișca. Veți merge către ce? 8 de bâte, dar veți merge cu viteză. Către ce? Ela, către ce zise mai devreme? Familie poate. Că am văzut asul de cupe și 6 de bâte. Poate către, de la independență, către un cuplu stabil. Probabil că cineva va încerca să lucreze în relație pentru a cuceri o femeie, aceasta stabilă. 9 de monede este independentă, dar regina de monede reprezintă soția ideală. Poate că cineva va încerca să cucerească o femeie pentru a-și o face parteneră de lungă durată. Poate că cineva va regreta
aventurile și viața aceea de, eu știu, de consum. Și va încerca, după această perioadă de vindecare, de echilibrare, va încerca să acționeze cu viteză înspre stabilitate. Am mai spus mai devreme, poate, și o călătorie către familie, pentru unii dintre voi. Vedeți? Pentru că sunt multe mesaje și etalare colectivă. Dar sunt posibile cam toate cele pe care le-am spus. Pentru unii, pentru alții. Hai să vedem. Am zis, clarificăm. Cavalerul de bâte. 7 de monede. Da, interesant. 7 de monede și acum apare 7 de bâte. Cavalerul de bâte începe să revină pe pământ cu aceste monede. Să fie mai organizat. Nu doar impulsiv. Interesant. Nu doar impulsiv. Da, vrea să lase conflictele în spate. Și să meargă spre o separare de aceste conflicte pentru a-și regăsi iute 6 de bâte. Victorii personale mai speciale. 9 de monede. Poate voi ați fost precauți cu acest cavaler, e posibil și asta. Dacă voi sunteți aici, 9 de monede, persoana aceasta independentă, deși și cavalerul de bâte poate să fie foarte independent, dar independentă, idealistă, profesionistă, respectuoasă și respectabilă, dacă voi sunteți aici, poate că voi ați fost, nu că poate, cu siguranță că ați fost precauți cu acest cavaler, posibil, și fiind precauți, undeva există un soi de influență energetică. Învățați să fie și un pic mai organizați. Am zis, interesant, steaua. Am zis, cineva influențează. Clar, steaua și nouă de monede, persoană publică, posibil, idealistă, greu de atins. Greu de atins pentru că se iubește, își cunoaște valoarea, își cunoaște direcția în viață. Foarte interesant, foarte interesant. Până acum avem Venus în Fecioară, posibil, avem Vărsător, avem iar Fecioar, avem Berbec săgetător, foarte mult săgetător, știu, și Leu, Marte în Leu, posibil. Da, steaua și nouă de monede. Pentru unii vă place foarte mult independența. Dar, repet, nu este independența cavalerului de bâte a jucăuștului, care vrea să fie libertin, nu liber. Libertatea voastră este asumată, este direcționată, am zis, către lucruri înalte, către vindecare. La capătul setului de cărți aveți un magician și un trei de spade. Magicianul poate să fie chiar acest cavaler de bâte. Oricum, că fie el, că fie altcineva, la capătul setului de cărți se vede că ați fost răniți, că ați fost manipulați și vreți să vă vindecați și să vă păstrați identitatea, personalitatea, succesul și așa mai departe. 9 de cupe în trecut. 9 de cupe turnul. Interesant, aș vrea totuși încă o carte pentru turnul. Turnul. Evenimente neașteptate. Poate să fie într-un mod neașteptat, cineva își dă seama că ce? Că voi sunteți tot ce și-au dorit. Sau... Nouă de cupe, steluța, varianta mică. Într-un mod neașteptat apare o separare între cei doi. Da, vă simțiți bine, ok. Dar există o separare necesară. Din ce motive, iau-te. Pentru că, cel puțin unul, nu, eu cred că mai degrabă acest cavaler de bâte, trebuie să se reprogrameze, eventual. Cât ați fi de liber, am zis, unul liber, dar își cunoaște direcția, celălalt e libertin, și de-abia acum ar putea să înceapă să-și descopere prioritățile. Avem o carte pe turn. Simt o altfel de energie în această etalare. Nu știu de ce. Simt că și mesajele vin altfel decât la celelalte etalări. Interes. Ce asta? Temperanța. Vedeți? Și reapare temperanța. Apare o separare necesară între voi tocmai ca să vă vindecați. Și probabil această separare se manifestă, nu, cu siguranță se manifestă în prezent în acest eremit.
Avem zodia Fecioare foarte puternic reprezentată, săgetător, iar semne de foc, berbec, leu, săgetător, săgetător foarte mult, Fecioară, vărsător, semn de apă și pământ, am zis, Fecioară, 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 Capricorn, poate și Taur. În primul rând, Fecioară și Capricorn. Acum, am zis, e o separare de această... Poate, nu că poate. Pentru unii dintre voi, noua de cupe să reprezinte jucăușul care e de fel mai egoist, mai dispus la băutură, la petreceri. Nouă de cupe poate să fie și nouă de monede în varianta sa în care, în altă, în care se iubește, își cunoaște valoarea, își cunoaște stările emoționale, se bucură de ce a realizat și știe că va mai realiza. Vă reprezintă pe amândoi, dar pe paliere diferite, aspecte diferite. Sunteți, nu știu, sunteți interesanți, dar destul de diferiți. Unul oricum este mai avansat, cel de aici este avansat. Și din acest motiv apare separarea, într-o formă sau alta manifestată în trecut. Eu știu, poate să fie și săptămâna trecută, și luna trecută, și acum un an. O separare. Repet, pentru ce? Pentru a vă echilibra. Pentru că unul trebuie să lucreze, să lucreze la nivel personal, să-l ajungă din urmă un pic mai mult pe celălalt, pe cel care e aici. Da, vedeți? Amânări. Amânări până se găsește echilibru între voi. 7 de monede în prezent. 7 de monede în prezent. Asta vrea să vină? E interesant, 9 de cupe. Am zis, cel care puneți granițe, cei care vă cunoașteți valoarea, puneți granițe. Stabiliți niște reguli. Ok, stăm de vorbă până la punctul cutare. Da, pentru că e tăcere, pentru că sunt niște confuzii. Da, uite, 9 de monede, am zis ce am zis mai devreme, 9 de monede. 9 de monede, persoana independentă nu are nevoie de confuzii, da? 7 de cupe, nu are nevoie de confuzii, nu. Are nevoie de mintea clară. Nu are nevoie de decepții, că a trecut prin decepție. Am văzut magicianul și 3 de spade. Nu are nevoie de așa ceva. Nu, mă iubesc. N-au nevoie de o dezamăgire, încă o dezamăgire. Așadar, stai mai la distanță. Petrecărețule, jucăușule, stai mai la distanță. Dacă vrei să intri în spațiul meu, te conformezi oarecum stilului meu, sau te adaptezi, nu neapărat conformezi, te adaptezi stilului meu de viață, că nu este totuși împărat. Te adaptezi. Crești, ești invitat la creștere. Deci, din dragoste față de voi, trebuie să puneți granițe personale. Cavalerul de cupe. Și atunci, interesant, 9 și cu 1, 10. Cavalerul de cupe, 2 de spade. Ține nevoia de încă o carte. Aceleași cărți pe care le-am văzut mai devreme, da? Tot 9 de monede. Da? Care nu vrea... Da, persoana independentă, a profesionist, aș spune. Care nu are nevoie de confuzii, are nevoie de minte clară, își dă timp să se vindece. Aș spune că e un moment de alegeri. Deci e interesant, vedeți și voi. E acest turn, turnul acesta care vine cu trăsnete și tunete, adică cu lumină, cu revelații, stă pe acest turn, pe aceste trăsnete. Și încearcă... Oh, ce frumoasă carte! Ce fain mesaj, deja mă înfior. Și încearcă să canalizeze. Vedeți? Lună, Uranus, lună, trăsnete, să canalizeze o informație ca să poată să ia niște decizii. Nu blochează. E un 2 de spade care nu se blochează. Nu-și blochează inima, nu blochează canalizarea. Foarte interesant. Da? Ca să poată să se vindece și să poată să vindece situația în sine. Dar mai vreau o carte totuși pe acest 2 de spade. Diavol. Asta e. Da.
Ceva de genul, pisi, nu am nevoie de chestii toxice. Am trăit până acum, da, tentații, obsesii, decepții. Nu mai vreau pisi, chestii toxice. Dacă vrei să vii la mine, să fii romantic, să fii de treabă, să fii înțelept, bine. Dacă nu, nu. Cine e aici, nu mai vrea chestiuni toxice. Nada. Nema. Iet. Iete, cavalerul de bâte. N-am nevoie de cavaleri, pardon, regele de bâte. N-am nevoie de cavaleri. Am nevoie de regi. Pentru că sunt o preîmpărăteasă. Bărbați, femei, nu contează. Sunt un om asumat. Care vreau să mă vindec? Vreau să-mi găsesc direcția în cazul în care n-am găsit-o. Așadar, nu mă bruia. Ce interesant că eremitul în călătoria sa prin noapte și prin întuneric către stea, către stea, către lumină, trebuie să înfrunte demonii. Posibil că rămâneți deschiși față de acest personaj care trebuie să se descopere, să-și descopere varianta sa luminoasă, să se reechilibreze într-un anume tip de comunicare, de la suflet la suflet. Poate comunicarea rămâne deschisă, dar concentrată pe empatie, pe vindecare, pe, eu știu, lucruri care pot susține eliberarea cuiva de demonii săi, de adicții, de, eu știu, stilul sau, eu știu, de care. Pentru a deveni, eu știu, un rege. E un tron care urmează să fie ocupat. Dacă. Se cucerește această bătălie, bătălia cu demonii. Interesant. Eremitul. Clarificăm eremitul în prezent. Apărea. Am văzut 8 de bâte. Da, de la tăcere se vrea comunicare. Da, trebuie să fiți în echilibru ca să nu treceți de la izolare la exces. Eremitul. Clarificăm eremitul. Dar sunt multe cărți. Se pare totuși că e o dragoste. O dragoste e un contract spiritual între voi și acest personaj în care trebuie să vă găsiți în această dragoste, evident, și vindecarea. Dar mai vreau totuși că vertica foarte multe cărți. Eremitul. Probabil eremitul are de descoperit dragostea, stabilitatea, credința. Extraordinară împărăteasă. Wow. Cine își înfruntă demonii în această perioadă, că-i fecioară, că-i capricorn, că-i semn de aer, că-i semn de apă, că sunteți voi, nu contează cine. Voi știți cine. Da, voi știți. Cine își înfruntă demonii, își descoperă ori femeia divină din el sau care-i potrivit lui, ei, în fine. Din el, din ea, împărăteasă. Măi, ce e faetonul? Da, e o transformare profundă, da, revelații intense. Da, scorpionul, să zicem, moartea, da? Asul de spade. O revelație referitor la credință, la familie, la cultură. Da? Care determină un personaj să lase în urmă totul și să meargă către o nouă direcție. Ia să vedem. Mai avem o carte pe împărăteasă. Te rog frumos. Eremitul și împărăteasă. Sau mai bine zis călugărul și împărăteasă. Călugărul, în ce sens? Asta ar fi călătoria către împărăteasă, către abundență, către dragoste. Da, cineva trebuie să treacă prin hăurile sufletului său ca să descopere dragostea, aș spune. Să descopere o latură feminină, chiar dacă sunteți bărbați. O latură feminină, protectoare, empatică, iubitoare. Ca apoi să o ofere. Pentru că împărăteasa e generoasă. Ca apoi să crească un 3 și în viitor 3 de monede, dorințe. Da. Visul acestui personaj este să se căsătorească cu voi
Interesant. E un ideal. Da, și împărăteasa are focul acesta al cunoașterii, al manifestării. Mai vreau o carte pe împărăteasă și pe eremit. Clarifică-mi eremitul și împărăteasă. Dă-mi o carte, te rog frumos. Eremitul și împărăteasă. Foarte interesantă etalare. Roata norocului. Asta e. Asta este. Se dorește. După această, am zis, căutare în negurile interioare ale voastre, schimbarea. Se dorește schimbarea energetică și chiar faptică, practică, creșterea. E împărăteasă, dar apare sub forma 10 de monede, regina de monede, 3 de monede. Apare în viitor sub forma unei colaborări, unei asumări în relație, aș spune. Eu așa văd. Așa văd. Roata norocului. Și iar apare faetonul, da? Redirecționare. Zece de bâte, te rog frumos, în viitor 10 de bâte. Ia uite, regina de monede. Interesant, ce mai simt un mesaj pentru unii dintre voi? Poate unii. Mai dăm o carte. Iar faetonul. Trei de cupe. Deci asta e, trebuie să zic așa, stă pe buze acest mesaj. Probabil că cineva își dorește să lase o familie, o mamă sau o femeie pe care a avut-o ca și alături. Pe un termen. Pentru a crea relație de lungă durată cu altcineva. Căsătorie eventual. Deci vrea să lasă o căsătorie pentru a se căsători cu altcineva, așa văd. Și deocamdată sunt momente, să zic, dramatice, toxice, într-un fel sau altul, obsedante, care trebuie vindecate, care trebuie chestionate la nivel interior, personal. Iar șapte de bâte. Trebuie stabilite granițe personale. Da. Lăsăm și așa. Temperanța. Clarificăm temperanța în viitor pentru Scorpion. Judecată. Trebuie să aveți răbdare ca să renașteți. Trebuie să aveți răbdare cu persoana care și-ar dori să se transforme. Dacă vreți. Evident. Totul este dacă vreți. Temperanța și judecată. Interesant. Și justiția, pentru că sunt niște chestiuni de rezolvat legale, moartea, marea preoteasă și justiția. Până a ajunge la un adevăr, trebuie să se transforme niște contracte sau chestiuni legale care deocamdată sunt ținute în secret, că probabil pluiază dacă ați ști anumite chestiuni legale sau care țin de justiție într-o formă sau alta, probabil v-ar perturba vibrația. Uneori e bine să nu știți tot. Sunt în secret justiția și marea preoteasă. Chestiuni legale secrete sau ilegale, dar care trebuie încheiate pentru a manifesta adevărul, da? Victoria. Un început clar. Vreți început clar, nu vreți confuzii. Și atunci renașterea aceasta, transformarea asta, sub orice formă ar fi ea, vindecarea de diavol, da? Găsirea direcției, schimbarea de energie. Această renaștere se manifestă cu răbdare. Aveți răbdare și voi și... În primul rând, voi față de voi. Și dacă vreți și față de restul, e cealaltă problemă. Dar în primul rând, față de voi, în viața voastră.
mai dăm o carte pe judecată, te rog frumos, chiar dacă mă arăgesc un pic cu etalarea, dar asta simt nevoia să clarific judecată. Uite, asul de spade, asta e. E nevoie de adevăr, de început, de victorie. Și până nu se vindecă, până nu se transformă, până nu se anihilează acest diavol, nu se poate. Și atunci, 10 de bute, regina de monede. Am vorbit de un consum de energie mai devreme, dați în urmă, da? Al acestui jucăuș, jucător. Am zis, e o energie care stă să explodeze, dar care trebuie temperată. Își dorește foarte mult să se întâlnească cu voi, să aveți momente frumoase, într-adevăr, îi faceți fericiți, dar, am zis, regina de monede, puteți să fiți voi preîmpărăteasa, puteți să fiți voi împărăteasa, pentru că apare acest personaj care are nevoie de stabilitate. Știe personajul care că aveți nevoie de stabilitate, da? Știe că trebuie să se transforme. Știe că nu poate să vină decât în adevăr. Puteți să fiți voi către cineva sau altcineva către voi? Găsiți-vă poziția. 8 de bute. Interesant. Oh, faiton. Da, se dorește călătoria. Probabil sunt niște călătorii peste hotare. Interesant pentru unii. Comunicare online, la distanță, după perioada de tăcere. Iar ce mai simt în prezent? Este o întâlnire de destin între un personaj care în acest moment se caută pe sine, nu s-a găsit, și altul care știe ce valoare are. Interesant. E o diferență extremă între voi. Dar nu zice nimeni că nu poate fi echilibrată. De repet, poate fi echilibrată, temperată, rezolvată, vindecată, cu răbdare. 8 de bute, te rog frumos, 8 de bute. Ce călătorii. Wow, ce-a sărit. Ia uite, 0. Am zis, cineva vrea să fie de la 0. Încă nu știu dacă luna asta sau luna viitoare, dar se dorește un punct 0. Și soarele, pentru că e o stare de euforie între voi. Dar, repet, unul are ori o familie, ori nu știe ce vrea. 10 de bute. De monede. 10 de monede. Valetul de spade. Cavalerul de spade, spanduratul. Mai dăm o carte de 10 de monede. Wow. Ce s-a pus invers? Da, 6 de monede. Și 5 de cupe, de ce ar fi? 5 de cupe? Dați-mi un pic timp să clarific. 5 de cupe, 2 de monede. De bute. 2 de bute, 7 de cupe. Și regina de monede. Mamă, ce căz vin. Regele de spade. Și 2 de cupe. Da, am spus, e o întâlnire între două suflete perechi. Unul hăi să altul ceac, așa este. Două suflete perechi sau flăcări gemene, că avem și 4 de bâte pentru unii. Dar interesant, trebuie unul dintre voi trebuie să iasă dintr-o căsnicie ca să se poată manifesta uniunea. Eventual, fericirea aceasta dintre voi și cineva trebuie să treacă printr-un divorț. Printr-o, sau dacă nu-i divorț, prin chestiuni legale. Acte, justiție, nu știu ce. Nu știu, parcă am spus-o în alte luni. Unul dintre voi este ori o doamnă căsătorită cu un om foarte rece, cu care nu mai are nimic de-a face, ori celălalt, bărbatul,
s-a răcit față de soția sa pentru că poate aceea e prea materialistă. Sunt niște chestiuni în acea căsnicie. Și între timp apare întâlnirea aceea specială, în care, repet, vă echilibrați, dar așa cum vă echilibrați, unul dintre voi trebuie să treacă prin mari transformări pentru a vă bucura de de ce? Care e mesajul? Pentru a vă bucura de oportunitatea de a crea ceva împreună, de a crește, de a transforma, de a vă transforma și pe voi și mediul înconjurător. Interesant cum vine mesajul. Și sunt multe conflicte în jurul vostru, multe lupte. Așa a venit mesajul, așa vi-l transmit. Ia. Poate, 40 ceva de minute, am simțit nevoia să clarific, nu știu de ce. Sper că v-a fost de folos că am clarificat atât. Și sper că v-ați luat mesajele potrivite vouă. Ia uite, minunci și binecuvântări. Ce frumos, 13, numărul morții. Moarte și renaștere. Lucrurile se vor transforma și mari. E interesant. Sunteți fără limită. Ce mai... Vai, am zis, mă, iubirea adevărată. Știți ce-mi place? Mă? Ia uite și uniunea urmează. Uniunea inimilor. Urmează să descoperiți dragostea adevărată, că sunteți fără limită. Vai, ce frumos! Și vă veți întâlni. Dacă n-ați întâlnit, vă veți întâlni iubirea adevărată sau această iubire adevărată va trăi și miracole și binecuvântări după mari lupte, transformări și poate și așteptări. Tăceri. Am zis lupte. Da. O dragoste încercată, să zic, o dragoste încercată. Nu știu, ceva de genul ăsta mai apărut la o zodie. Nu mai știu la ce zodie. Dar... Ia uite. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, numai bine. Ceau, ceau.